ăla, când tu ești ultimul hoț, mă, te deranjează că fură ăla mai mult decât tine. Vrei să-l pui cu botul pe la mine? Nu va ajunge, mă, cât a furat. Cum să vii să spui așa ceva, mă? Deci este absolut criminal mesajul ăsta. Ei se adresează unor idioți, unor cretini, oameni care n-au ajuns. Nici nu știu cine e președintele României, cred că e Nicolae Ceaușescu. Ei cu ăia vorbesc astăzi. Există oameni de genul ăsta în România. Pentru că nu avem o cultură a informației. N-am avut. De asta e tot insult pe intelectualii ăștia. N-au reușit să facă nici măcar atât cuvântul lor. Pe atunci ce rol în istorie să aibă, frate? Da? Cum să nu te adresezi națiunii? Să vii, să le spui oamenilor, să te duci. Că ai participat, ai fost în cumetria asta politică. Să te duci pe la oameni, pe la țară, să ții câte un meeting, să le explici adevărul. Că tu știi să vorbești. Nu să stai în canapea și să scrii două, trei rânduri scremute pentru nu știu ce ziar, să iei o grămadă de gologani. Du-te, mă, și luptă-te cu pieptul. Scrie manifeste, scrie un jacuz de ăsta. Da? Și fă-te cunoscut în Europa cu ceva, nu sta în confortul tău. Noi mai mult decât atât n-am putut. Asta este. Avem și noi rolul nostru, dar nu mai mult decât ăsta. Să fie foarte clar, din meseria asta de jurnalist, noi nu ieșim. Bineînțeles, atât ne putem întinde. Asta e plapuma noastră. Dar alții care aveau aceste orizonturi și care au avut și o brumă de șansă, conjunctură, ce-o fi fost, au avut șansa asta, bă, pleșul ăsta a fost lângă Traian Băsescu, a fost ministrul culturii. El trebuia să se impună cu ceva. N-a fost ca noi, care avem o masă aici și ne fură din toate părțile cine apucă. Nu așa, tată. Da? Ne-am bătut însă cu armele astea mult mai civilizat, fără să luăm vreodată un șfanț de la cineva. Bă, un șfanț de la cineva. Niciodată. M-ați înțeles? Nici măcar pachetele astea. Așa ne-am bătut cât am putut. Da? Am reușit să convingem, ne-am reușit să convingem o brumă de oameni, bineînțeles. Am dărâmat și câteva bariere dintre astea care la un moment dat păreau inaccesibile. Dar n-am putut să ducem războaiele astea până la capăt. Așa este. De asta am și spus de fiecare dată că nu suntem niște învingători ai democrației, nici pe departe. Bă, am făcut tot ce s-a putut. În fiecare zi. Nu țiulând sau făcând ca Robert Turcescu sau mai știu ca altcineva. Și făcându-ne absolut onest această treabă. Da, înjurând, n-am înjurat suficient. E adevărat. Asta pentru că ne reține și pe noi. Avem și noi o brumă de decență care nu și-are locul. E adevărat în astfel de momente și ne reproșăm acest lucru. Trebuia să fim mult mai duri. Pentru că am fi putut să fim, aveam aceste atribute. N-am reușit să fim în unele seri, da. Dar poate nu de fiecare dată. Ăsta este singurul regret pe care îl putem avea. Pentru că pe oamenii ăștia îi doare să-i lovești la infinit. Să le spui lucrurile în față. Pentru că ei știu, da, în realitate cine sunt. Și atunci trebuie să vii să le dai peste bot fără oprire. Am mai avut și noi emisiuni de astea în care făceam mișto, râdeam, făceam filozofie. Da? Poate că nu se cădea, poate că nu merita această națiune atâta umor. Bun, despre remanierea care urmează să apară după sărbătorile pascale, evident, întâi Paștele Președintelui, apoi Paștele Națiunii, nu e nimic anormal aici, o țară cu fundul în sus, oricum, din toate punctele de vedere. Are totuși o frază interesantă, Klaus Iohannis, apropo de anunțata remaniere guvernamentală propusă de Palatul Victoria. Ieri au fost trimise la Cotroceni propuneri de revocare și propuneri de noi miniștri. PSD face aceste remanieri pentru ca lucrurile să meargă mai prost. E într-adevăr o expresie care nu este caracteristică lui Klaus Iohannis, dar corectă, pentru că și dacă lucrurile n-ar vrea PSD-ul să meargă în sensul ăsta, tot așa se vor duce. Deci este într-adevăr, până la urmă, o tentativă de a duce țara și mai mult în gard și din prostie, da? Și din întâmplare, dar are importanță exact de ce. Că nu stăm noi să avem toate explicațiile din lume, nici nu ni le va oferi nimeni. Dar, într-adevăr, ideea este să meargă și mai prost, pentru că nu poți să spui că va merge mai bine țara, numindu-l pe Eugen Nicolicea, unul care n-a făcut facultatea de drept, da? Asta este realitatea, ca șef al justiției din țara sa. Nu se poate așa ceva. Și aici, într-adevăr, nu cred că există vreun caz similar în Uniunea Europeană.
Că vă spuneam, toate aceste țări corupte din Occident, care într-adevăr mimează democrația, care s-au adâncit în birocrație, care nu mai reușesc să scoată capul din taxările astea absolut jenante, da? Și care i-au nenorocit pe oameni, toate impozitele astea, că nu așa era menită omenirea să ajungă la momentul ăsta. Da? Nu târâtă în toate impozitările astea din care nu mai știi cum să ieși. Nu mai poți să trăiești liniștit, aproape pe niciunde, de grija asta a fiscalității și a impozitării. Este o mare minciună. Aici, chiar dacă știu că democrația și capitalismul rimează și la propriu și la figurat cu aceste impozitări, aici trebuie să spunem că totuși socialismul era superior. Fie și prin faptul că îți rețineau de la sursă și nu mai era toată trâmbălaia asta. Da, deci te stăteai liniștit, te furau ei și nici nu spuneau. Bă, din punctul ăsta de vedere e mai bine. Decât să stai tu, să te uiți, să completezi mii de formulare, să te duci la mii de ghișee, să-ți rupi ani din viață la cozi inutile, la casă ce. Să-ți fure unii banii, ei nu dau doi bani pe tine oricum în nicio țară din lume. Îți iau banii și mai departe, la revedere. Tu ca persoană nu contezi. Sigur, la ei contează națiunea, să face ceva. Tu ca individ ești la fel de puțin prețuit. Această prețuire a individului exista în Occident. Dar în anii în care Occidentul nu era degradabil. Adică în anii 70, 80, hai 90, maximum. Pe care nu mai sunt mase astăzi. Totul este la nivel de masă, nimeni nu mai este preocupat de soarta individului. Oamenii în vârstă sunt batjocoriți peste tot în lume, dar nu mai se acordă niciun interes. Ba, din potrivă, am înțeles că este a treia mare frică a Occidentului în momentul de față, după corupție și după climă. A treia mare frică este îmbătrânirea populației. Există niște sate prin Uniunea Europeană, câteva am citit, așa să spunem, pe exemplu, japonez, unde cele mai tinere persoane au 55 de ani. Pentru că se trăiește mult, se trăiește bine, oamenii au bani până în ultima clipă a vieții lor, s-a tot prelungit speranța de viață și nu mai mor bătrânei ăștia. Trăiesc așadar prin Renania Palatinat, prin Norvegia, prin Finlanda, prin Estonia, bătrânei de ăștia care nu se mai duc la groapă. Ori atenție să trăiești acolo, ajutoarele sociale, pensiile, toate astea, asigurările astea, sunt enorme. Deci să trăiești 30 de ani, 40 de ani uneori, în cârca statului, devine o problemă, mai ales că, atenție, tot mai mulți oameni vor îmbătrâni și vor trăi foarte mult. Da? Nu numai în Japonia este liderul în acest domeniu, ei măcar sunt pregătiți. Europa, dacă nu știați, nu este pregătită pentru așa ceva. Pentru că mai împlinește câte unul 100 de ani și râdem de el la televizor. Dacă nu o să fie într-un sat 20, 30, 100 de centenari, nu mai râde nimeni, tăticule. Da? Deci nu mai ești prețuit ca cetățean, asta vreau să vă spun în cunoștință de cauză. Mie nu-mi ține PSD-ul lozinci. Da? Deci știu ce se întâmplă în lume. He, când ajungi la o vârstă de genul ăsta, da, toți își doresc să o mierlești cât mai repede. Altfel este valabil și la noi. Evident, dar ce? Asta e o societate care își dorește să te păde, ne taie genunche, pensiile. De la 10.000 n-am fost, bă, toți strungari ca tine. Da? Să ajungem să trăim cu 1.000 de lei pe lună, că așa vrei tu, că ai ajuns tu la putere, un analfabet. Și nu e așa viața, mă, băiatule. Da? Ați ajuns niște dobitoși la putere și ce v-ați zis? Lasă, bă, că noi avem destul. Da? De asta nu faceți drumuri în România, că voi vă deplasați oricum, pentru voi nu contează. De asta nu faceți nici măcar dispensare în România, că voi nici nu vă vaccinați în țară. Voi vă duceți în străinătate, cum puteți. Sau Liviu Dragnea se duce pe la câte o clinică din asta privată, stă liniștit acolo, singur în cameră, se uită la televizor, nu-l deranjează nimeni, stă cu gagica în pat, da, pe el îl doare spatele. Da, dar stă în condiții de lux, nu se duce și stă cu toți babalâcii într-un spital de ăsta de țară. Deci nu-l interesează. Dacă nu-l rezolvă ăia, se duce la Viena. Sau dacă nu-l rezolvă la Viena, se duce la New York. Nu contează. Deci asta este realitatea. Nu faceți nimic. Dacă v-ați fi depus toată energia pentru asta și erați săraci lipiți pământului, să aveți casa în care stați, atâta vă trebuia. Că noi așa avem. Stăm într-o casă și avem un salariu. Nu ne plătește la serviciu două luni, nu mai avem din ce trăi. Da? Nu suntem ca voi care, dacă s-ar întrerupe toate astăzi, asta ca Adrian Năstase, uite cum stă liniștit. Are vreo problemă, l-a văzut cineva că-i tras prin inel că a slăbit 50 de chile, că își moaie pozmagii în ceai. Nu, o duce bine, dar din ce? Din ce a agonisit, nu? Salutăm cu această ocazie și pe slugoiul lui
de la CNA, domnul Hergeu, așa spune lumea, domnul Hergeu, că ați fi sluga lui Adrian Năstase și de asta ne beșteliți pe noi, de câte ori aveți ocazia, ne-a mai dat astăzi 10.000 de lei amendă pentru o problemă de acum două luni cu minoritatea maghiară. Dar încă o dată v-aș sfătui cât se poate de amical, atât cât înțelegeți și dumneavoastră. Dacă aveți vreodată impresia că nu spun adevărul la televizor, de ce nu vă duceți în zonele respective și să vă prezentați? Atâta trebuie să spuneți. Radu Hergeu, membru CNA la Toplița, da? La Luduș, la Sovata, la Sighișoara, da? La Câmpia Turzii, la Blaj. Duceți-vă undeva prin zona aia. Prezentați-vă, spuneți cine sunteți și vedeți câte roșii și câte ouă luați. Da? Pentru ceea ce faceți aici și pentru faptul că se vinde România cum se vinde. Dar nu ca țară, că noi nu suntem sclerozați ca unii care conduceau partide. Nu suntem nici cretini. Da, ca și identitate. N-am zis eu că pleacă cineva cu o felie din țară. Am spus că se pierde identitatea țării, care este mai grav. Da, și că oamenii au fost brutalizați, batjocoriți, ca în anii 50. Deși aveau dreptul să trăiască demn. Nu l-ați auzit pe domnul de la Covasna, care ne spunea fix aceste lucruri în fiecare zi? Cum puteți să dați vina pe mine? De ce? Ca să nu aveți de suferit după aia, să nu vă atace ce știu eu ce ONG-uri, să nu cumva să picați prost acolo? Da? Atunci vă faceți, vă spălați pe mine și spuneți, ăla oricum n-are pe nimeni. Că nu i-ați fi dat lui Gâdea toate amenziile astea. Da? Că odată vă suna șeful lui și era gata, da? Dispăreați cu toții de acolo. Știți că eu n-am pe nimeni și atunci mă plezniți pe mine. Încă o dată, nu mi-aș fi permis să fac tâmbălăul ăsta la televizor dacă nu era realitatea. Mai ales că vin de acolo, mai ales că tot neamul meu trăiește acolo. Deci nu este o minciună, nu am niciun motiv să vin să fac pe nebunul la televizor. Ce credibilitate aș fi avut? Dacă n-aș fi avut credibilitate, credeți că mai eram aici după 8 ani? Continuați să vă bateți joc de noi. Pe chestiuni simple, am ajuns să luăm cele mai mari amenzi din România pentru ce? Că am susținut faptul că în acele regiuni identitatea națională este pe cale să dispară și că la București nu se face nimic pentru asta. Sigur, atacând ce trebuia să atacăm, dar cu bună știință și încă o dată în cunoștință de cauză. Toți oamenii pe care îi veți întâlni acolo o să vă spun același lucru. Poate nu atât de colorat, poate nu cu limbajul ăsta, dar nu-i treaba lor să vă spun așa. Ei resimt lucrurile astea și este mai rău decât ce credem noi de aici. Bun. Deci asta este cu remanierea. Ne va merge și mai prost. Am să vedem ce va fi nou ministru al justiției și când, pentru că trebuie să treacă totuși și pe la Klaus Iohannis aceste liste. Măcar această bifă trebuie să fie pusă de la Cotroceni. În principiu ne-a anunțat șeful statului săptămâna viitoare, care începe marți, pentru că luni este încă Paștele său personal. Deci de marți încolo o vedea el. Dar atenție, maximum până joi, inclusiv, vineri nu. E vinerea mare la Ortodox și nu se ocupă președintele României cu schimbarea ministrului justiției. Deci va avea și săptămâna viitoare 3 zile, chiar dacă Tudorel Toader și-a înaintat demisia în această seară la Palatul Victoria, nu este efectivă decât în momentul în care în monitorul oficial, așa cum a tot spus-o șeful justiției, va apărea un alt nume. Sigur că el din momentul ăsta nu mai poate să fie considerat ministrul justiției. Ați văzut că Liviu Dragnea n-a mai comentat. A spus, eu sunt comentator. Exact asta ai fost Brenea, Liviule, în toată perioada asta. Că doar cine l-a dat jos? Nicolicea? Codrin? Carmen Dan? Cine l-a dat jos? Vâlcov? Dăncilă? Nu, Mata. Ai săpat cât ai putut. Cum să nu fii comentator? Dar ce? Ai altă vocație în PSD-ul ăla, te-ai dus și ai amenințat pe toți că dacă nu pleacă Tudorel Toader, îi linșești pe toți. O dai jos pe Dăncilă de acolo, ai amenințat pe toți până când la urmă au făcut cum ai zis tu. Dar când o să te trădeze, o să ne explice mai clar cum stăteau lucrurile. O să rămâi singur, Liviule, la un moment dat și o să te duci cine știe pe unde. O să ajungi un Nicușor Constantinescu și tu. Să faci o gaură aici și o să spui că ești victima statului paralel. Publicitate și ne întoarcem. Nu suntem cu dinaintea goală, absolut deloc, mai ales că ne ia, vedeți, tot aerul acest coșuleț de la primărie. Durii de la TV sunt mielușei acasă,
luptătorii Moroșanu și Zmărândescu sunt familiști de nota 10. Nu să vă mai arăt că sunt disgrațioși. Ăștia n-au dat niciodată bine pe TV. Dar așa, interesant ca titlu. Haideți să luăm ziarele la rând, în ordinea, cum să spun, descrescătoare a importanței lor. Așadar, Naționalul. Amenințări cu moartea, cu moartea pasiunii, scrie Boanchiș, gata acum, eu pot să-l ta pe Carmen. Ah, pe care Carmen? Vorba de Carmen Iohannis sau de Carmen Dan? Nu, că nu-i clar aici. În fine, mituirea continuă, așa, e vorba de Lazar, România șahmat Olandei, apropo de intrarea în spațiu Schengen și administrația portului Constanța. În fine, sunt chestiuni de aprofundat. Ziarul Financiar, top 500 cei mai mari importatori din România în 2018, primii 10 controlează 5% din importuri. Pe noi ne interesează Ziarul Financiar, întotdeauna l-am avut pe masă, e la mare cinste. Încerc să fiu zilnic mai bun, atât ca om, cât și ca artist, spune Mario Frangulis, în România Liberă, Weekend Plus. Nu foarte interesant, e adevărat. Hai să vedem adevărul de weekend. Serge Klarsfeld, povestea vânăturii de naziști răscund în România. Iată-l. Acesta este și, sigur, luxuriantul adevăr de weekend. În evenimentul zilei, raportul Comisiei SRI, cum explică Manda că George Maior i-a lucrat pe Iohannis și pe Helvich de capul lui, și de asemenea un subiect val de atacuri asupra bisericilor din Europa. Ei, știți cum e, ca bulgărele de zăpadă. Acum, dacă s-a pornit, ce să facem? În orice caz, un miliard de euro s-au strâns deja în Franța pentru reconstrucția Catedralei Notre-Dame de Paris, tocmai pentru că milionarii își deduc aceste sume și de aia ei fac astfel de donații, 3, 4 milioane, 300, 400 de milioane, tocmai pentru că reduc apoi 75% din sumă, o recuperează. Newsweek m-a spus că ce e mai bun e la urmă. Rătăciți în epoca de aur, mai depinde care epoca de aur, într-adevăr că sunt mai multe, Ion Mihai Pacepa și povestea cărții care a isterizat pe Ceaușescu și, v-am promis, totul este la noi la minut, la centimă, da? Ce este cel mai frumos a rămas la urmă. Hai că nu regretă nimeni. Alina Ionescu, îmi permit luxul să fiu eu. Nu știu cum se vede mai bine, dar în orice caz este doar de văzut. Bun, dăm bâra după publicitate.